Bună ziua și bine ați revenit! Suntem din nou în Câmpina, suntem cu Mădălin Focșa. Salut! Salutare, bine ați revenit la noi! Bine, bine ne-ați rechemat, să zic așa. Și, Mădălin, începem de pe stradă, să zic așa. Da. Păi. De ce? Ce ne arăți astăzi? Suntem pe strada principală a orașului, okay. Bulevardul Carol I. Suntem încă în zona centrală sau pericentrală, să zicem, semicentrală. Și astăzi o să avem povestea unei străzi din Câmpina, okay. O stradă interesantă, cu multe povești, de fapt. Și pornim, m-am gândit să pornim de aici pentru că în spatele tău se află un bloc neterminat, o construcție cu multe etaje, care, în fine, e un așa zis punct de atracție pentru că deja a devenit celebru ca un fel de turn din Pisa al Câmpinei. Okay. Pentru că se cunoaște că are o mică înclinație. În fine, este unul dintre exemplele mai puțin fericite ale haosului urbanistic post-comunist, da? Care e general cunoscut, mai ales în capitală și în orașele mari, dar iată că n-a ocolit nici orașele mai mici. Ok. Deci ce s-a întâmplat cu el? Ce s-a întâmplat a fost că un investitor a dorit să construiască o clădire, se pare, mai mare decât era permis, mă rog, tevaturi și administrative și de toate felurile. Și din nefericire, Câmpina s-a ales cu acest colos neterminat care stă părăsit de ani de zile în mijlocul orașului. Și pe undeva, paradoxal, a devenit un fel de atracție cu o curiozitate, să zicem așa, în sensul ăsta. Deci înțeleg că vin turiști să... curiozitatea Câmpinei, okay. Da. Curiozitatea Câmpinei. Dar nu asta era principalul. Nu, bineînțeles. Cu el doar am început, pentru că e aici în centru și ce este cu adevărat frumos și atractiv o să urmeze. Deci, după cum se vede, suntem la o intersecție, sunt mai multe străzi aici. Suntem foarte aproape de zona în care vechiul drum comercial al Brașovului traversa târgul Câmpina, de undeva din spatele blocului venea și mergea spre stânga privitorilor, așa. Cândva în timpul lui Cuza s-a retușat drumul în mijlocul orașului și s-a ales această variantă pe care o observăm acum, actualul Bulevard Carol I. S-a numit inițial strada municipală, interesant. Asta, Carol I? Deși atunci nu se vorbea despre municipii sau... Dar așa s-a numit pe timpul lui Carol I, în prima perioadă a domniei lui Carol I, strada municipală, deci în secolul XIX. După care a preluat numele regelui Carol I. Bineînțeles, în epoca comunistă nu s-a mai numit Carol I, a purtat numele de strada 23 august, după ce o vreme purtase numele lui I.V. Stalin. Da. Și din această intersecție pornește o stradă la stânga, dacă vedeți plăcuța de acolo, strada Mărășești. Povestea ei o vom cunoaște în cele ce urmează. Aici, în spatele meu, la colț cu Bulevardul Carol I, este una dintre vilele interbelice mai recent restaurată și pusă în valoare, specifice acestei străzi. Și o să vedeți pe parcurs mai multe. Ok, să mergem. Începem plimbarea noastră pe strada Mărășești cu clădirea din spatele nostru. Este unul dintre primele blocuri de locuit din Câmpina, făcut în anii 50. Aș putea spune chiar primul din epoca postbelică.
Mi se pare chiar 1957. Ok. Într-un stil din acesta cu trimiteri clare la epoca interbelică și la stilul palazzo, cumva, mai puțin folosit. Deci nu știu dacă mai e în Câmpina în stilul ăsta altceva. Ce este interesant, că acele decorații de la balcoane aveau să fie preluate ulterior când s-au proiectat blocurile în anii 70-80, cele de pe centru, uite dacă vă uitați și acolo. Da. În balcoanele blocurilor din anii 80 s-a preluat cumva motivul decorației. Aha, gata, da. De la blocul acesta. Da, da, da. Deci okay. A fost o chestie așa, au vrut să facă o continuitate. Câte două vorbe aș vrea să spun despre stradă. Strada Mărășești este una dintre străzile mai noi ale orașului. Deci pe vremea de care spuneam a regelui Carol I nu exista strada. Ea a apărut ca urmare a unei investiții private, să zicem. Practic, unul dintre marii proprietari de teren din Câmpina epocii respective, destul de cunoscut, am văzut la nivel național, în domeniul lui ingineresc, inginerul D.A. Pastia, se pare Dimitrie A. Pastia, avea toate terenurile care sunt în partea zona aceasta. Okay. Și efectiv el și-a parcelat proprietatea și pentru a putea să o vândă pe bucăți, pe parcele, doritorilor care asta vreau cam, să-și construiască casă. Cam când s-a întâmplat? Deci practic unul dintre dezvoltatorii imobiliari ai perioadei interbelice. Ok. Și da, erau anii 30. Și ca să poată facilita accesul la parcelele vândute, a deschis și o nouă cale de acces care ulterior a intrat în spațiu public și a devenit stradă. Inițial chiar s-a numit strada de Apastia. Okay. Asta a fost primul nume pentru că era terenul lui. După care ea traversează strada Griviței, una dintre străzile vechi ale orașului, care e paralelă cu Carol I. Carol, da. Și se mai continuă încă pe atât dincolo de ea. Porțiunea aceea era preexistentă ca o alee mai rudimentară și aia s-a numit inițial strada evanghelică pentru că la capătul ei comunitatea evanghelică luterană din Câmpina, vă povesteam într-un episod trecut că am avut multe comunități minoritare aici, inclusiv germani luterani. Așa. Deci și aveau locul. Avea acolo, biserica, și aveau biserica acolo și s-a numit strada evanghelică. Când strada a preluat numele de Mărășești, asta până în anii 30, okay, se pare, în onoarea marii bătălii din primul război mondial, pentru că atunci, mai ales în anii 30, era foarte prezent și la mare preț în societate cultul eroilor și al amintirea marilor victorii din primul război mondial. Păi chiar sunt multe străzi cu numele ăsta în multe orașe din România. Da, da. Străzi, bulevarde. Deci atunci s-a pus numele strada Mărășești ambelor segmente și cu biserica evanghelică. Da. Suntem la începutul străzii, cum vezi, blocul acela se mai ițește în spate aici, acolo, da. Și în spatele meu este o casă pe vopsită mai galben așa. Este una dintre clădirile anilor 30. Majoritatea vilelor de pe strada asta s-au construit în anii 30 și a fost o stradă cumva dedicată oamenilor mai înstăriți, adică aici și-au
putut cumpăra parcele și terenuri construibile, în general inginerii din lumea petrolului de la Câmpina și alți înalți funcționari și așa mai departe, și cei care au făcut bani din, de la ambele societăți, din câte știu până în momentul ăsta. De pildă aici, această casă făcută pe la mijlocul anilor 30, îi se mai vede tâmplăria originală la porțiunea aceea în semicerc, dacă te uiți. Okay. A aparținut unui inginer pe nume Codarcea, dacă nu mă înșel, care a lucrat la Astra, sper să nu mă înșel. Ea a fost transformată, restaurată în ultima vreme, dar avea inițial acoperiș de țiglă și, cum vezi acolo unde v-am arătat tâmplăria originală, la fel era peste tot tâmplăria până acum câțiva ani. Asta este fenomenul care se întâmplă în timp ce, as we speak, să spune, transformarea asta urbanistică a clădirilor, nu neapărat, nu mereu în cel mai fericit sens. Așa, și mergând la pas... Și mai avem și pe stânga și pe dreapta, da, sunt tot felul de casete. Și în partea asta e o casă interesantă. Din păcate, cum vedeți, este și anotimpul care nu prea ne lasă pe noi acum, da, să vedem vegetație. Foarte mult arhitectura. De asta eu, când fac tururile ghidate centrate pe arhitectură, multe dintre ele le-am făcut în anotimpul recei, inclusiv iarna. Da. Adică prefer zonele, timpul când nu este deloc frunziș, da, când vegetația e puțin dezvoltată, ca să poți admira cât mai mult din arhitectură. Aici, din fericire, nu avem copac să obtureze imaginea. E vorba despre una dintre vilele de top ale străzii. Okay. Este vila petrolistului Pericle Ioanid. Okay. De fapt, un afacerist care a avut afaceri nu doar în lumea petrolului, și în alte domenii. Și e o vilă, dacă ne apropiem puțin, și cred că putem face treaba asta, să vedem unele detalii arhitecturale, cu elemente din stilul mediteranean, la modă cumva în anii 30, foarte mult s-a construit și în capitală în stilul acesta. Dacă vă uitați pe partea aceasta, și am să vă rog să veniți cu noi, să vă uitați și din unghiul ăsta, se poate observa în spate și un foișor. El a fost transformat. A fost transformat în ultimii ani, dar am să vă dau ca ilustrație și privitorii ori să vadă și cum arăta până acum câțiva ani mai autentic vila. Din fericire, nu sunt lucruri chiar ireversibile și proprietarii actuali o îngrijesc, o folosesc ok, cât de cât. Cu siguranță povestea ei e fascinantă, dar e dintre cele pe care n-am apucat încă să le cercetez în amănunt. Deci vin la rând, așteaptă multe case să le cercetez în arhive, povestea și așa mai departe. E făcută în 38, din câte știu, ceva de genul ăsta. Deci Pericle Ioanid. Cea mai împunătoare casă de pe această stradă. Da, de pe segmentul ăsta al străzii Mărășești. Se vede toată volumetria asta, jocul ăsta de volume. Și uite, și în spate are un foișor la etaj acolo cu lemn. Ia. Interesant. Să apuc să văd foișorul. Încerci să bagi un zoom. Da, din detaliile astea poți să îți faci o idee și asupra
modului de viață care era odată în, în clădirile astea și în, pe străzile astea ale orașului. Bineînțeles că aveau grădină generoasă în spate și foișorul ăla probabil na, era locul mai, mai intim al, da, păi se vedea că era proprietății. Și, da, și în spatele clădirii, da, cu vedere către grădină. Bineînțeles, printre ele mai sunt, s-a construit și în epoca comunistă, uite de pildă aici, e o arhitectură tipică anilor 60-70, mai apar multe, multe case în, în felul ăsta în Câmpina. Aici, următoarea, este o clădire mult transformată în multe etape. Recent i-am găsit autorizația de construcție, tot din anii 30, dar a fost mult, mult transformat. O să vă arăt în ilustrație cum arăta proiectul inițial, aproape că nu mai recunoști. Ok. Dar n-a fost deloc transformată în rău, neapărat. Și aici e ceva interesant, dar din altă lume puțin. Ok. Deci suntem în dreptul uneia din vechile școli primare. Aha. Ale Câmpinei, ale orașului vechi. Practic, aici a fost școala primară numărul 1 de fete. Uh-huh. Numărul 1, pentru că la un moment dat s-a făcut și o a doua școală primară de fete, dar o perioadă întâi a fost numai aceasta pentru fete, școală primară. Da. Era pe vremuri. Și pentru, separat pentru băieți și, și fete. Uh-huh. Este o clădire, adică foarte veche. Chiar asta e clădirea aceea? Da, ca și clădire este una dintre casele foarte vechi și e foarte posibil, asta e din cercetări mai recente, e foarte posibil să fie o casă chiar cea mai veche din oraș, adică să o depășească în vechime pe cea de la Slobozia despre care am vorbit. Din în, curtea bisericii, da, Sfântul Nicolae. Exact, uh-huh, da, ansamblul parohial de la Slobozia. 1840 era cea de acolo. Interesant este că această casă, înainte să devină școală primară de fete, se pare că a fost primăria orașului Câmpina. Uh-huh. Este primul sediu al primăriei orașului Câmpina. Pe timpul lui Cuza s-au înființat primăriile în mod oficial și comunele urbane rurale. Câmpina, prin legea comunelor din 1864, Câmpina a fost comună urbană cu primărie, deci comunele urbane erau orașe, practic. Și până la războiul de independență, deci 1877, se pare că aici a funcționat primăria orașului Câmpina. Următorul sediu deja nu se mai păstrează, că era undeva în zona centrală unde s-au, okay, făcut blocuri în, mm-hmm, epoca comunistă, în locul clădirii. Și actualul sediu deja e a patra clădire folosită, okay, de primăria, sau a patra sau a cincea, nu știu. Care arată cumva, e o clădire monument istoric acolo. Da, da. Casa cu grifoni. Da. Poate o să mergem și acolo odată să vă, da, arăt. Da, e frumoasă și interesantă. E o atracție pe măsură. Da. Uite, vezi câtă umbră e aici. E excelent că, da, pe canicul asta am putut să beneficiem de umbra asta și avem și un prieten patruped care se bucură de răcoare. Ce faci, mă? Frumosule. Suntem aici, în spate, unde este pisica. Este una dintre vilele moderniste ale Câmpinei, deci din sfârșitul anilor 30. Uite că nu mai știu acum pe din afară, dar o să vă pun pe montaj, okay, numele comanditarului de atunci, adică care dă și numele vilei, în mod normal. Da, dechisit. Și-a păstrat puțin aerul ăsta de casă de vacanță, cumva mediteranean, așa, de, uh-huh,
luminoasă și uite aici deja iarăși intrăm în umbră și în junglă. Tot așa pe mâna stângă cum mergem noi este o clădire oarecum, ai spune părăsită, nu de, dar nu e părăsită, e cumva în conservare. Aici a funcționat sediul preturii Plășii Câmpina, deci până la reforma din 68, deci de fapt până să vină epoca asta stalinistă cu raioane și cu așa, au funcționat vechile prefecturi și județele erau împărțite în plăși. Da? Mai era o treaptă intermedioară până la comune, cum este astăzi. Județul e împărțit în comune, exista o treaptă intermediară, plășile, fiecare județ avea între 3, 4 și 5, 6 plăși. Și în zona aceasta, superioară a Văii Prahovei, epoca, în ultima epocă de funcționare a județelor și a prefecturilor, deci până în 50, existau două plăși. Era Plasa Sinaia în partea montană și Plasa Câmpina, adică toate comunele din zona de influență a Câmpinei. Plasa Câmpina avea, fiecare plasă avea administrația ei și sediul ei, s-au numit preturi. Pentru județ se numise prefectură și okay, pentru plăși pretură. Aceasta era o pretură? Da, deci asta era sediul Plășii Câmpina, pretura Plășii Câmpina. Cumva. Dar nu multă vreme a fost, pentru aceea a venit epoca comunistă și a desființat și nu numai plășile, și chiar și județele. Deci, da. Inițial a fost făcută tot de un particular care a cumpărat așa, nu știu dacă chiar de la Pastia sau de la un alt vânzător, a cumpărat, a construit în către 1940, ceva de genul ăsta, și a închiriat-o. Prefectura lua închirie spații, adică nu s-au omorât să cumpere pentru pretura Plășii Câmpina, da, ci au închiriat de la particular. N-a fost, cred că n-a fost singurul sediu, dar e singurul pe care l-am identificat până acum. Am impresia că sediul Plășii Câmpina a mai fost și în alte locuri. Okay. Da. Vis-a-vis, iarăși mai avem o casă interesantă. Asta este o clădire din altă epocă. Este o clădire din epoca antebelică. Una dintre puținele care se mai păstrează. Deci este o clădire din 1911, din câte știu. Vila Șteflea. Ioan C. Șteflea era unul dintre marii comercianți ai orașului. El deținea un mare restaurant cu salon pentru evenimente și așa mai departe. Era foarte apreciat și cunoscut, în special până în primul război mondial, epoca în care și-a construit și vila aceasta. I-am găsit și autorizație și planuri, fața de tot. Puțină lume mai știe istoria asta veche a ei, pentru că atunci când a venit comunismul, din păcate, vilele astea vechi cu valoare au fost evident împărțite la, cum era în anii 50, împărțite la mai mulți chiriași, au fost naționalizate, nu? Da, naționalizate și nu numai, adică da, au fost confiscate chiar și fără să fie naționalizate, au fost destule cazuri și așa. Puteți să vă mai apropiați, să mai filmați câteva detalii, așa, pentru că e una dintre vilele care și-au păstrat și tâmplărie și elemente de-astea decorative originare. Și e tot mai rar cazul, asemenea caz. Și, cum spuneam, deci comuniștii au împărțit-o în mai multe apartamente, practic. Mă gând în ea chiriaș,
n-am apucat să-i aflu cu adevărat statutul actual. Se poate observa că era o casă a scării aici acum. Da, 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 da. Și era etajată și cu un fel de mansardă sau ceva de genul ăsta, peste etaj. Bineînțeles, fiecare nivel destul de înalt, cum se construia atunci în Bulgaria și demisol. Și e una dintre clădirile cu atmosferă mai arhaic, așa, știi? Ale orașului, pentru că și copacii foarte mari din curte s-au păstrat în ultimele decenii, nu prea, deci clar nu s-a intervenit asupra ei. Să vedem ce viitor va avea. Asta se pot trage cadre și din partea lateral de acolo, da. Și am ajuns la intersecția cu... Acum am ajuns, cu... practic ăsta a fost primul segment al străzii Mărășești. Suntem la intersecția cu strada Griviței. Nu știu dacă apucasem să vă spun într-unul din episoadele trecute că există două străzi principale paralele cu Carol I, Griviței și Plevnei. Okay. Și asta e foarte frumos că arată exact numele lor. Sunt date chiar atunci, după războiul de independență. Și toate trei numele au strânsă legătură, nu? Da. Carol I, conducătorul oștirii, și cele două mari bătălii, da, de la Grivița și de la Plevna. Plevna e mai încolo spre... Și deci sunt străzile care și-au păstrat numele pentru 150 de ani deja, vorbeam. Da. Aici, în intersecția asta, avem în continuare, dacă mergem pe strada Mărășești, nu o să vorbim prea mult de Griviței. Da. Avem aici clădirea aceasta impunătoare. E doar un colț din ea, se vede, din intersecție. A fost și recent reabilitată. Din nefericire au trebuit să... Da, cum se face la noi. S-au schimbat tâmplăriile și... Tâmplăria veche nu s-a mai păstrat, okay, din păcate. Este cel mai mare palat din Câmpina, să zic așa. În Câmpina nu s-au construit multe palate și singurele palate sunt tradiționale, cele făcute în epoca interbelică, sunt pentru cele două mari licee ale vremii. Cum era pe timpul acela, liceul de băieți și, okay, liceul de fete. Cu mari eforturi s-a reușit în Câmpina fondarea unui liceu de băieți. A fost primul gimnaziu și apoi liceu de pe Valea Prahovei. Uh-huh. Imediat după Marea Unire, 1919 a luat ființă. E liceul unde am învățat Nicolae și eu. Nicolae Grigorescu. Da, cu... 4 ani a făcut centenarul, a serbat centenarul. Dar pentru că copiii erau și băieți și fete. Inițial acolo studiau și băieții și fetele, pentru că nu se făcuse și pentru ele un liceu, dar una dintre profesoarele de la liceu, doamna Lucreția Ciobanu, profesoară de limba franceză, s-a străduit, încurajată de părinți, de oamenii mai avuți ai orașului, care își doreau să nu-și mai trimită odraslele, cum se spunea, la studiu, la liceu în Ploiești, ci vroiau și aici, în Câmpina, să poată studia. S-a străduit această doamnă, spun, să facă, să pornească, să fondeze și un liceu pentru fete. Numai că dacă pentru liceul de băieți a avut multă susținere, era o altă epocă, altă mentalitate, pentru liceul de fete s-a trezit aproape singură. Și totuși s-a ambiționat și din ușă în ușă, din relații din om în om,
a reușit să mobilizeze comunitatea și forțele economice, bineînțeles, ale epocii, societățile petroliere și celelalte, și autoritățile locale, și să strângă bani. Asta a fost în timp, în treptat, în an după an. Dar după asta a ieșit un palat. Și da, și culmea este că a reușit să facă un palat mai mare decât cel pentru liceul de băieți, da, într-un final. Pentru că noi aici ce vedem este doar, asta este aripa construită în lungul străzii Mărășești, da, de la vremea respectivă. Inițial s-a construit numai această aripă și s-a dat în folosință, după aceea s-a mers și cu aripa din strada Griviței, pentru ca ulterior, într-o a treia etapă, să se mai facă o aripă oarecum... Deci în formă de U. Da, dar cealaltă latură e mai mică, nu e ca aceasta de lungă. Este, deci, o clădire și ea aproape centenară, practic. S-a făcut în etape, începând cu anii 20-30, corpul de aici. Primul corp. Și, na, ca și instituție, liceul a luat ființă destul de curând. Deci, prin 1921, deja a început să funcționeze separat gimnaziu și apoi liceu pentru fete în Câmpina. Inițial au stat cu chirie în alte spații și cum s-a terminat construcția, s-au mutat aici. Există una dintre doamnele profesoare dintre cadrele actuale ale liceului, care funcționează în palat, pentru că acum funcționează din epoca comunistă un alt liceu, unul dintre liceele cu profil industrial ale Câmpinei. Este liceul de petrol. Ok. Ca și nume, poartă numele doctorului chimist Constantin Istrati. Așa. Și spuneam că practic această doamnă care este profesoară de istorie la liceul actual s-a plecat în ultimii ani asupra istoriei liceului și a reușit să scoată din arhive multe lucruri interesante și despre povestea liceului și despre povestea doamnei profesoare Lucreția Ciobanu, care practic a construit un liceu aproape de una singură, da, cu toate ajutoarele care ar reuși să le adune. Deci ea a fost a fost fondatoarea și prima directoare a liceului de fete. Și chiar a avut pe strada aceasta, pe segmentul acesta, a avut și casa, la un moment dat, proprietatea, o să o vedem mai încolo. Dar multă vreme a locuit în incinta liceului, dedicându-și toată viața liceului de fete. Deci a fost devotată trup și suflet educației pentru liceence. Ok, ok. Și mai în adâncime se pare că strada se mai continuă? Da, se continuă. Asta este zona cea mai concentrată în patrimoniu arhitectural din Câmpina de astăzi, care se mai păstrează. Practic și pe partea asta, pe colțul celălalt al străzii, unde este acest gard destul de vechi, așa ca alură, avem una dintre vilele inginerilor petroliști ai timpului. De fapt, chiar aici a locuit unul dintre directorii rafinăriei, doctorul Ioan Prodrom. Și vila asta pe care nu o vedem. Exact, da. A fost vila lui, construită în stil modernist. Nu o vedem pentru că, după cum vedeți, e acoperită toată de iedera asta superbă. Ea poate fi admirată mai mult, bineînțeles, în anotimpul rece, când toată verdeața asta dispare. Din păcate, e unul dintre cazurile de... Nu e locuită, nu? Da, de vilă, din nefericire, lăsată în paragină.
A funcționat, ultima ei funcțiune a fost de grădiniță pentru copii, a fost una dintre grădinițele Câmpinei. Dar na, se pare că a fost retrocedată și proprietarul nu se știe ce intenție are cu ea. Să sperăm că nu va ajunge să dispară și ea sau să fie alterată sau să mai rău să fie demolată cu totul. Oricum, e una dintre casele cu mare valoare din punct de vedere arhitectural, că e o modernism ăsta interesant și ca atmosferă așa foarte interesantă, pentru că o să vedeți pe partea cealaltă. Are niște copaci de ăștia valoroși în curte, din punct de vedere dendrologic. Și pare că nu a fost, să zicem, părăsită de multă vreme. Așa pare acum. Într-adevăr, da. Să zic, nu știu, un deceniu sau ceva de genul ăsta. Da. Cel mult. Cam așa. Dar se vede că, na, vegetația a început să crească zdravă. Pe partea asta aici sunt copacii, sunt câțiva care poartă și plăcuțe cu specia. A, da, uite. Practic sunt, cum scrie și acolo, monumente ale naturii. Ginkgo biloba, Pinus strobus. Nu știu dacă pe celălalt se mai păstrează o plăcuță, cred că a dispărut. E un fel de deci pin. Cel de aici, pe care îl filmăm acum, este Ginkgo biloba. Da, sunt... uite, ăsta este stejar, după frunze. Ăla de acolo, sau okay. O specie de arțar, ceva, da? Nu, cred, da. Iar cred acesta că este Pinus strobus. E, și cum vezi, de aici cât de cât se vede și casa puțin, arhitectura ei. Avea o terasă interesantă aici, ieșeau copiii la joacă, frumos era... Chiar era fain să vii la grădinița asta pe vremurile alea. Da. Acum e totul liniștit și părăsit. Uite că iedera s-a urcat și pe coșul casei. Da. Și uite cum arată și pinul ăsta, e ceva fantastic. S-a dus așa sus. Din fericire, n-au fost foarte mult afectați, pentru că recent am avut un fenomen meteo extrem în Câmpina, weekendul. Da, a fost și în București a trecut, fost. Da. Cred că am avut o mini-tornadă sau ceva de genul, vijelie foarte puternică. S-au rupt niște copaci pe la noi pe acolo. Da, și în Câmpina s-au rupt pe multe străzi. În special rășinoasele astea au avut de suferit, pentru că, din nefericire, și asta e una din poveștile orașului, în epoca comunistă s-a plantat foarte mult molid și, în general, s-au plantat rășinoase printre blocuri pe străzile orașului. A fost o alegere puțin nefericită, probabil că din rațiuni de astea decorative, așa, dar ca și valoare concretă pentru sănătatea locuitorilor, mai degrabă foiasele sunt potrivite, clar, pentru că ele dau mult mai mult oxigen, curăță mult mai bine aerul, plus microclimatul pe care îl asigură prin umbra mult mai consistentă și așa mai departe. Ați văzut prima porțiune din strada Mărășești. Nu am simțit deloc că e caniculă și credeți-ne, e caniculă. Și e caniculă. Adică în București erau 36 de grade la umbră, aici vreo 29-30 la umbră. Putem să continuăm? Da. Aici porțiunea asta s-a mai e mai aerisită așa. Mai aerisită, nu mai e chiar atâta umbră și datorită faptului că avem această clădire, acest palat. Aripa asta. Dar par și copacii par mai tineri un pic pe partea asta. Sau,
ce se întâmplă? Acum mai mulți ani s-a, cred că erau copaci și aici, pe da, lângă da, palatul posibil liceului, dar s-au tăiat ca să se lărgească, să se facă această parcare. Da, deci nicele probleme cu parcările. Da, bineînțeles. Și ne-am dus prea mult, ne-am dus prea mult. De nimic, ne întoarcem. O să ne întoarcem pentru că sunt două viluțe interesante. Hai să vedem. Adică când te iei cu vorba și nu pui frână. Da. Așa. Deci, ia uite, da. Chiar ele sunt la rând aici, una după alta cu povestea ei. E ceva deosebit. Practic, strada Mărășești ar putea să fie ea în sine o rezervație arhitecturală, da, sau cel puțin culturală. Muzeul în aer liber. Da. Ei, aici avem una dintre bijuteriile orașului. Nu știu cât o să se poată vedea pe camere, pe cameră, da, așa, dacă se ridică mai sus. Este vorba de vila inginerului Nicolae Popescu, zis Parafină, pentru că era șeful secției de parafină din rafinărie în perioada interbelică. Și așa i-a rămas și numele vilei, Vila Parafină. Sau ok. Da. De la porecla lui Nicolae Popescu. Din fericire, casa asta a avut o soartă frumoasă, mm-hmm, să zic. Ea este proiectată în 1935 și atunci și construită după planurile marelui arhitect Toma T. Socolescu. Ok. A fost cel mai mare arhitect prahoven al tuturor timpurilor. Și a construit foarte mult în Ploiești. Noi ne-am văzut, da, de el acolo, exact, da, la multe clădiri, da. Și a construit nu doar în Ploiești, iată, și la Câmpina a avut, da, comenzi. El avea și rubedenii, inclusiv pe la Câmpina. A existat un primar în perioada antebelică, o rudă îndepărtată de-a lui Ion S. Socolescu, care este cel care i-a eliberat autorizația pictorului Grigorescu pentru vila lui, actualul muzeu pe care l-ați, da, filmat. Dar să revenim la Vila Popescu Parafină. Cum vedeți, detaliile decorative, arhitecturale, dacă ne apropiem puțin, sunt absolut superbe și păstrate într-o condiție excepțională. Da. Este stilul național, stilul preferat al lui Toma T. Socolescu, în care s-a construit vila și ea a trecut, iată, prin toată epoca comunistă și prin anii nu foarte încurajatori pentru patrimoniul din zilele noastre, da? De după 1989, cu bine, pentru că au reușit urmașii lui Nicolae Popescu Parafină să păstreze și dânsii dețin actualmente clădirea și locuiesc chiar în ea. Eu am avut și ocazia să o vizitez la un moment dat la interior. Cam, și cum arată la interior? E absolut superb. E ca un mic muzeu. Da. Pentru că se păstrează elemente și decorative și o amenajat foarte frumos, inclusiv în pod, în mansardă. E o bijuterie, efectiv. Mm-hmm. Vila Popescu Parafină. Din nefericire, dintr-o scăpare, cum sunt de altfel multe scăpări în cazul Câmpinei, nu este și monument istoric. Mm-hmm. Nu a fost clasată ca monument istoric până acum. Dar la Câmpina sunt enorm de multe clădiri care merită, conform criteriilor, să fie monumente istorice și nu sunt. E un fenomen asta de nu se întâmplă asta? Nu, ce s-a întâmplat? Când s-au făcut, când specialiștii au făcut în anii 80-90, în 2004 s-a publicat în sfârșit actuala lista monumentelor, s-au făcut liste pe județe și specialiștii de la județ, în special din capitalele de județe, au făcut aceste evidențe. Ei aveau încă din anii 80, cum spuneam, diverse evidențe, dar
cei de la Ploiești au, n-au fost destul de conștienți asupra patrimoniului foarte bogat și deci a fost o scăpare, diversificat al Câmpinei. Okay. Da, nu s-au concentrat foarte mult pe Câmpina, bineînțeles că era Ploiești mult mai la îndemână și oraș mult mai mare și, și el are un patrimoniu bogat. Și efectiv Câmpina a rămas cumva în umbră și a fost o scăpare. În anii ăștia din urmă, din ce am cercetat și mi-am dat seama, cred că nu exagerez dacă spun că este cel mai subevaluat oraș din partea asta din sudul României, de la sud de Carpați, în ce privește patrimoniul care n-a fost trecut în, în lista monumentelor istorice. Dar nu se poate depune o cerere? Nu, pe ce evident, întreb, nu știu. Evident că lucrurile astea se pot repara, dar legislația actuală presupune să, să faci un întreg dosar și o documentație la fiecare clasare și e mult mai dificil să, să repare. Poate că nu merită avantajele, da, cântăresc așa, avantaje cu dosar. Sunt speranțe că poate cu noul cod al patrimoniului, care de ani de zile este în dezbatere și așa mai departe, se vor îmbunătăți lucrurile și pentru patrimoniul românesc, care are de suferit clar de, de 3 decenii încoace. Dar hai să vorbim și de lucruri mai vesele și mai frumoase. Bineînțeles, vedem aici o clădire care e mult mai mică, dar mie unul îmi place este, foarte mult. Este, da, că-ți place. Are ceva, da. Cu tot un alt stil, exact. Da? Una lângă alta, le vedeți cum sunt, stilul național acolo și aici stilul modernist al anilor 30, deci trebuie să-ți închipui că în 1936, când a fost făcută vila asta pentru unul dintre medicii orașului, doctorul Ștefan Filipide, era ultimul răcnet al timpului, da? Există fotografii din epoca de atunci și se vede că era cu totul altceva. La Câmpina a proiectat foarte mult unul dintre marii arhitecți români ai epocii. Practic, el este, cred, fără să exagerez deloc, cel mai valoros arhitect pe care l-a dat Câmpina istoriei arhitecturii românești. Este vorba despre Ion Boceanu. Ion Boceanu e cunoscut în domeniul ăsta al istoriei arhitecturii și o să fie tot mai cunoscut în continuare, pentru că i-am descoperit opera foarte variată și vastă de la Câmpina. De ce a proiectat el mai mult în Câmpina? Pentru că, pe lângă faptul că era originar din zonă, s-a născut la Măgureni, lângă Câmpina, una din comunele din jurul orașului. Da. Pe lângă aspectul ăsta, și bineînțeles a și trăit în Câmpina, a mers la școală în Câmpina și așa mai departe, liceu. Pe lângă aspectul ăsta, el a ajuns să fie arhitectul numărul 1 al Societății Steaua Română. Aha, angajat, okay, de Societatea Steaua Română și atunci, bineînțeles, datorită meritelor și valorii, a ajuns să fie angajat pe postul ăsta și, bineînțeles, că a, cum spuneam într-un episod trecut, în anii 40, construindu-se mult la Câmpina, până au început să vină bombardamentele și așa, i s-au dat foarte multe lucrări și de către Steaua Română, dar și de către particulari, nu? Da. Cum a fost și această clădire? Cum a fost clădire, și cazul, da, ăsta. Deci asta nu este o comandă a Stelei Române, ci o comandă a unui particular, un doctor, da, doctorul Ștefan Filipide. Putem să mai venim și în partea asta, să o vedeți din toate părțile. E foarte interesant, și volumetria și toată atmosfera pe care o degajă. O clădire, prin simplitatea ei, valoroasă prin simplitate și chiar și elemente, după cum vedeți, până și
închiderea terasei nu distonează și nu e neplăcută pentru că s-au ales aceste cum să le zic, traverse metalice care sunt și orizontale și verticale și se mai păstrează și tâmplărie originară, obloanele astea de lemn și inclusiv pe la interior, pentru că acum e chiar și scoasă la vânzare. Asta vreau să întreb, pare că nu e locuită. Da, da. Da, e o, cred, o vilă absolut superbă și asta practic ar merita să fie monument istoric. Bineînțeles, cu toate facilitățile epocii, cum vedem, cu garaj, garaj frumos la demisol, cu rampă pentru mașină și tot ce trebuie, mansardă sus acolo în, în spatele vilei, corpul acela etajat și așa mai departe. Foarte mult din istoria ei n-am reușit să aflu cum a ajuns, ce s-a întâmplat cu ea în epoca comunistă, dar e tot așa una din temele și de viitor. Hei, iată că aveți un monument istoric în drept aici. Da, da, aici ai văzut plăcuța. Da, că n-am mai fost pe aici. Ai văzut plăcuța, de, văzut plăcuța. De monument istoric. Da. Dincolo de acest gard impunător, din nefericire atât de impunător, nu se potrivește cu restul, cu restul proprietății, se află una dintre vilele cu ștaif ale orașului, să zic, pe, cam cum era vila Pericle Ioanit pentru prima jumătate a străzii, așa este vila Otto Stensbale pentru a doua jumătate a străzii. Ok, ai cui a fost? O veți putea vedea mai bine dacă veniți... Am, da, din lateral de aici. Din lateral, pe, nu, pe după gardul acesta. De aici se poate filma și vedea frumos și chiar puteți să, să veniți ca să o vadă și privitorii noștri. Tot stilul ăsta modernist al epocii și de data asta un arhitect chiar mai cunoscut la nivel național, Richard Bordenache, și cred că tot 1935, deci toate trei vilele astea într-un răstimp de 2 ani au apărut toate trei. Otto Stensbale, comanditarul vilei astea impunătoare din care acum este și monument istoric, erau, ca și Pericle Ioanid, un afacerist, un mare patron, speculator și imobiliar și din domeniul petrolier și așa mai departe. Se pare cu origine, dacă nu greșesc, daneză, nu olandeză, parcă mai degrabă daneză. În fine, soția lui Grace Stensbale a fost președinta filialei Câmpina Crucii Roșii, din câte am găsit în arhive. Și, în fine, despre el se există, s-au păstrat în memoria, în tradiția orală a orașului, povești, cum că era un tip excentric și făcea aici tot felul de petreceri și așa, lucruri de genul ăsta. Și se vede de la o poștă, că e o vilă care parcă te împinge la a organiza petreceri în, în ea. Este pare și pare mai, o vilă cu multe dormitoare, așa. Este și mai retrasă de la stradă și normal că... E foarte bine că i s-au păstrat învelitoare, acoperișul de, de olane, de țiglă, deși cred că modernizat cumva. Da. Ce e interesant este că aici a funcționat până după Revoluție primăria orașului Câmpina. Ah, ok. Și chiar a municipiului, pentru că până să se mute de aici, deja s-a făcut municipiu Câmpina. În 1994 s-a făcut municipiu. Ok. Și da, în adolescența am fost aici și la cununici, vile și așa mai departe. Deci ai văzut și interiorul acestei case? Da, uite, de aici iarăși se vede foarte frumos dacă vă apropiați. Etajul
1 și etajul 2. Deci o vilă cu două etaje. Și ce este interesant e că în spatele ei mai există o altă vilă care recent din niște arhive s-ar părea, sunt niște indicii documentare, că și aceea ar fi fost proiectată tot de către Bordenache și tot pentru Stenz Bale. Da, actualmente ea a fost, după 89, a fost retrocedată urmașilor familiei Stenz Bale, care au revândut-o. Și se află tot în proprietate privată, dar nu mai actualii proprietari nu au legătură cu comanditarul de la origine. Am ajuns la capătul aripii palatului liceului de fete, actualul liceu de petrol Constantini Strati. Și pot să vă mai amintesc aici povestea bombardării liceului. El, din nefericire, a fost victima unuia dintre bombardamentele din anii, din 1944, și bomba a picat exact pe aripa asta, undeva la mijlocul ei, nu chiar la mijloc, mai spre noi, cumva așa, distrugând-o masiv, deci s-a căscat așa o mare întrerupere în corpul liceului. Și a fost reconstruită ulterior, imediat după război, cu contribuția arhitectului Ion Boceanu, care în continuare lucra în oraș. Tot așa cum a fost inițial. S-au păstrat niște poze făcute de vecini de aici, nu știu dacă nu cumva chiar de Stenz Bale sau de, nu, de celălalt, de Popescu Parafină. Există niște fotografii făcute imediat după... Le-ai? Cred că o să încerc să... Ok, dacă le avem, le vedem acum. Și acolo se vede distrugerea, că a fost făcută imediat după bombardament. Da, nu se mai... N-ai mai zice astăzi, a fost și recent restaurat, da. Arată frumușel. Dar tot legat de el avem vis-a-vis casa doamnei profesoare Lucreția Ciobanu, de care vă povesteam. Aha, okay. Deci fondatoarea și prima directoare a liceului de fete, vis-a-vis de liceu, acum cumpărat... Deci nu pe partea liceului, vis-a-vis, să vadă liceul. A cumpărat una din parcelele de pe stradă și a construit, după proiectul arhitectului Ion Boceanu, da. Cum vezi, o vilă oarecum în alt stil, deci Boceanu era destul de polivalent în abordare. Păi vedem în abordare. Câte sunt pe stradă, 4. Da. La Ștefan Filipide a construit ceva în cel mai modern stil posibil, da. Pe când aici, pentru doamna profesoară Lucreția Ciobanu, a făcut ceva într-un modernism atenuat cu multe elemente tradiționale. O combinație care avea să devină proprie lui Boceanu și să fie un fel de efigie, un fel de amprentă stilistică a lui, stilul Boceanu. Și putem recunoaște stilul Boceanu după aceste arcade dintre stâlpii terasei pridvorului deschis, prispei deschise, care sunt foarte blânde în... Deci arcadele, le vezi că sunt așa cu foarte deschise și blânde, nu sunt adânci. Nu sunt butucănoase, nu au linii drepte. Nu, adică nu sunt decupajul nu e foarte adânc, da. e foarte atenuat așa, aproape plan, vezi, ca un val ușor așa, molcom. De altfel, dacă te uiți la planimetrie, la cum e compartimentată și așa, era cu destul de modernă abordarea, cu tot ce trebuia la nivelul finalului de anii 30, în spate cu terasă și așa mai departe.
Și aici se pare că a și locuit doamna Lucreția Ciobanu la bătrânețe împreună cu alte cadre didactice care lucrau la liceu, pentru că deja comuniștii mai permiteau să stai singur în dita mai casa, da. Trebuia să îți aducă divers și, da. Și aici a locuit până la moarte. Ea este înfumată în cimitirul orașului. Are și un mormânt, o cruce deosebită, interesantă, sculptată frumos cu în piatră așa monumentală. A fost foarte apreciată de toată societatea, tot orașul, da. Pentru tot ce a făcut, pentru că a lăsat în urmă ceva, cu adevărat. Da. Și mie personal, dacă stai să mă întrebi, ai o părere strict personală, îmi place mai mult atmosfera viluței Lucreția Ciobanu decât atmosfera vilei Ștefan Filipide. Dar e doar o opțiune, adică... Da, cum îmi place mie vila Parafina. Ție îți place Parafina mai mult? Da, sau așa. Da. Deci cum ai văzut? Deja de vreo 100 de metri, numai casa, una și una. De aici încolo puțin se mai răresc, n-o să ne oprim chiar la orice, okay. Chiar la fiecare casă, dar mai putem observa, uite, aici iarăși stilul național cu acele colonițe la intrare, aici deja funcționează actualmente una dintre școlile post-liceale ale Câmpinei. Așa. Și pe partea asta, la alta, s-au mai construit și clădiri mai noi. Dar aici, iarăși, avem tot stilul neoromânesc sau național, cum se spune. Aici a fost renovat recent casa. Era una din casele mai spre tip vagon, așa zicând, adică se duce mult în adâncimea parcelei. Ca și asta, de altfel, tot modernistă, dar cu un calcan mare aici, nu e chiar unghiul cel mai fericit. Din partea asta, la altă, se vede mai frumos. Și în care funcționează actualmente, cum vedeți, o grădiniță pentru copii. Da, ea a fost acum placată și cu piatra asta i s-a dat puțin un iz mai occidental, așa, mai englezesc, poate. Dar nu cred că era original așa. Da, am ajuns iarăși la răcoare și la umbră, da, și asta e, da. Bine, îmi place. Aici, la acest gard, din nefericire, cu mai opac, iarăși este una dintre vilele moderniste valoroase, mai retrasă de la stradă. Acel, așa zis, cubism al finalului de anii 30. Povestea ei o știu mult mai puțin. Aici e una dintre temele de viitor de cercetare. Dar este clar și asta valoroasă, modernistă. Vis-a-vis avem un exemplu, ca să variem și să aducem toate epocile, avem, da. un mini bloc, așa zicând, din epoca comunistă, anii 70, așa, 70-80 maxim, cred că mai degrabă 70, cu garaje la demisol, cu... așa, și urmează iarăși niște, o zonă cu case mai vechi. Aici, printre pomii aceștia, este o vilă cu atmosferă iarăși mai bătrânească și cu un iz, așa, un parfum oarecum de Belle Époque, să zicem, dar nu e. E tot interbelică și ea, dar mai degrabă din anii 20, așa, sfârșitul anilor 20. Și am ajuns la o altă vilă modernistă, tot în stilul vilei Filipide, dar puțin altfel. Pentru asta
Trebuie să ne tragem puțin așa să o vedem mai în ansamblu. Aici e foarte interesant jocul de volume și jocul între goluri și plinuri. Deci da. Vezi mult perete gol și totuși ea este destul de luminoasă. De ce? Pentru că arhitectul a fost un genial în a alege exact locurile ideale pentru ferestre, astfel încât fiecare încăpere să poată primi cât îi trebuie necesarul de lumină din punctele respective cardinale. Deci interesant. Aici iarăși avem o viluță cu parfum de epocă și bine păstrată de actualii proprietari. Cum vedeți aici, fereastra asta cu elemente chiar Art Nouveau, cu forma asta e interesantă. Și decorațiile, da, s-au păstrat așa frumos. Are farmecuiei. Tâmplăria, ați văzut cum împărțeala ferestrei și așa e jos pălăria, că au reușit să o păstreze în felul ăsta. Uite, aici iar mai avem ceva din epoca comunistă și revedeți acel motiv de la balcoanele din anii 50. De la copia după primul bloc. Exact. Care e în capătul străzii. Dar clădirea, cred că e anii 70 sau ceva de genul. Și am ajuns și la final, aproape de finalul străzii. Că ne-am pregătit ceva aici, la final de tot. Da, e ultima casă, să zic, despre care vorbim. Vila asta interbelică și ea, tot anii 30, a fost locuită în epoca comunistă, deci după război, o mică porțiune de timp de către actualul critic literar Nicolae Emanulescu, pentru că familia soției dânsului avea rădăcini aici la Câmpina. Și din câte știu a și scris câte ceva din opera dumnealui chiar aici, în casa aceasta. Actualmente renovată frumos, pusă în valoare și aflată pe marginea terasei orașului spre Valea Prahovei. Pentru că aici, efectiv, se vede toată valea. Strada Mărășești se termină. Și se termină cu niște trepte, așa a fost de la bun început. Treptele coboară spre strada Plevnei și alte străduțe, dar deja aici începe Valea Prahovei. De aici se aud trenurile, zgomotul șoselei DN1 și tot zgomotul Văii Prahova. Pe timpuri, atunci când s-a proiectat cartierul, strada cu vilele, toată parcelarea, era, bineînțeles, ca și dincolo pe bulevard, vă povesteam în episoadele trecute, priveliștea larg deschisă spre toată Valea Prahovei și spre munți încolo. Și apropo de direcția către munți, se termina aleea cu un intrând către Biserica Evanghelică. Cea pe care o vedem acolo în adâncime, nu? Exact. Ea se păstrează, a fost, în fine, mult transformată. Nu mai este la fel cu cea din epocă de atunci. Dar s-a și schimbat beneficiarul, să zic, proprietarul, pentru că nu mai există comunitatea evanghelică luterană. Nu mai există deloc aici, în Câmpina? Da, aproape deloc, practic. Okay. Nu, chiar deloc. Deloc? Da, da. Spre deosebire de evrei, care mai sunt vreo 2 sau 3, dar nici pentru ei nu se mai fac slujbe sau așa. Nu știu să mai există evanghelici luterani în Câmpina. Na, poate or fi și nu am aflat eu. Și atunci, bineînțeles că în ultimele decenii a trecut în proprietatea unuia dintre cultele neoprotestante
și respectiv Biserica Adventistă de ziua șaptea, cum vedeți și pe fronton. Cam asta e. Bine, iată că am parcurs o stradă de 200-300 de metri, hai, 500 de metri, cam așa, plină cu vinuțe și cu o istorie bogată. Da, e un fel de câmpină concentrată într-o stradă. Muzeu oarecum. În aer liber, efectiv, și merită să vii și să o vezi exact cum spuneai iarna, când poți vedea toate viluțele în splendoarea lor. Da, în orice anotimp are farme cu ei și toamna ei sunt culori superbe, cu fiind atâtea culori. Esențe de-a lungul ei de diversi copaci și așa mai departe. Ne bucurăm că ne-ai adus aici și de-abia așteptăm și următoarele materiale pe care le pregătești pentru spectatori, pentru audiență. Îți mulțumim și te salutăm. Vă mai aștept. Drag.